Poate că cel mai captivant și fascinant mister din întreaga lume este dacă suntem sau nu singuri în univers. Majoritatea civilizațiilor antice credeau că Pământul se află în centrul la tot ceea ce există. Desigur, acum știm că acest lucru nu este adevărat și că planeta noastră este doar un fir de praf din spațiu. Prin urmare, suntem nevoiți să întrebăm, de ce nu am văzut vreodată alte semne de viață în univers? Există un număr impresionant de planete în universul nostru. Conform statisticilor, numărul acestora depășește cu mult numărul stelelor, iar acest lucru este extraordinar având în vedere că se consideră că există circa 7 septilioane de stele doar în universul observabil, adică acea parte pe care o putem vedea. Din cauza poziției noastre, nu am fost capabili să studiem nici măcar 1% din toate planetele despre care teoretic știm că există, din simplul fapt că în cele mai multe cazuri ne aflăm mult prea departe de ele. Cu toate acestea, am reușit să studiem intens planetele din sistemul nostru solar și câteva din exteriorul său și chiar dacă există posibilitatea ca unele dintre acestea să fi găzduit forme de viață în trecut, nu suntem siguri că acest lucru se aplică și acum. Mulți oameni de știință bănuiesc evident că există alte forme de viață pe alte planete, sau cel puțin pe una dintre cele 2 până la 10 miliarde de lumi similare planetei noastre, estimate că există doar în galaxia Calea Lactee. În același timp, alți cercetători sunt de părere că circumstanțele care au dat naștere vieții pe Pământ sunt atât de neobișnuite încât am putea fi unici în univers. Indiferent de părerea pe care o ai, Pământul este singura planetă despre care știm cu siguranță că găzduiește viața. Dar de ce este așa? Cele mai vechi fosile pe care le-am descoperit datează cu aproximativ 3,5 miliarde de ani în urmă. Nu avem un răspuns concret despre originile vieții pe Pământ, dar avem în schimb câteva teorii. Ideea numită panspermie sugerează că prima formă de viață nu a apărut nici măcar pe planeta noastră. În schimb, susține cu fermitate că a ajuns aici prin intermediul unui asteroid provenit de pe altă planetă. Chiar dacă acesta este cazul, teoria panspermiei tot nu ne oferă un răspuns concret despre apariția și evoluția vieții în general. Una dintre cele mai populare teorii referitoare la acest lucru este teoria supei primordiale, sau mai bine spus, ideea cum că viața s-a format într-o soluție specifică și circumstanțială de materiale care au ajuns să fie bogate eventual în compuși organici. Viața a apărut tocmai pentru că acești compuși s-au aflat din întâmplare la locul și timpul potrivit. Inițial s-a considerat că aceste reacții declanșate mult prea devreme au fost energizate de către razele UV emanate de soare. Mai târziu, în 1950, multe studii, printre care și evenimentul Miller-Urey, au venit cu ideea cum că supa ar fi experimentat o versiune anterioară a Universului, similară unui fulger și că tocmai prin acest mod a fost electrizată. La sfârșitul secolului 20 și la începutul secolului 21, o parte din cercetători au renunțat complet la teoria supei primordiale, sugerând în schimb că viața a luat naștere în adâncurile mării în apropierea izvoarelor termale și că izvoarele au furnizat energia necesară formării sale. Majoritatea studiilor din ziua de astăzi indică faptul că viața a apărut de fapt în oceane și s-a dezvoltat ulterior pe Pământ, dar încă nu s-a ajuns la un consens despre felul în care a apărut în primul rând în apă. Avem totuși o idee mai bine conturată despre felul în care condițiile planetei noastre pot susține viața pe care o știm și nu este vorba doar de o singură caracteristică care a făcut-o să fie singura planetă cu viață. Sunt multe aspecte mici, dar vitale, care au contribuit la crearea lumii locuibile pe care o avem acum. Printre acestea se numără câmpul magnetic al planetei, atmosfera, dimensiunea, precum și circuitul apei în natură. Până și condițiile din afara planetei noastre par a ne sprijini în totalitate existența. Jupiter, de exemplu, se comportă ca un bodyguard pentru noi, fiind poziționată atât de bine în sistemul nostru solar, încât forța sa gravitațională imensă atrage majoritatea asteroizilor în derivă, care poate, în alt caz, ne-ar fi lovit planeta.
Luna este de asemenea un eveniment cheie în capacitatea planetei noastre de a fi locuită, deoarece contribuie prin intermediul gravitației sale la stabilizarea mișcării de rotație a Pământului. Dar există câteva caracteristici specifice planetei noastre care sunt atât de esențiale încât oamenii de știință cercetează activ prezența lor pe alte planete. Apa este considerată cel mai vital ingredient al vieții, fiind aproape de fiecare dată primul lucru pe care îl căutăm în momentul în care pătrundem în alte lumi. Astăzi știm că pe suprafața planetei Marte există gheață și se presupune că sub ea s-ar putea afla și cantități imense de apă lichidă. Dar singurele obiecte din sistemul nostru solar despre care suntem siguri că au resurse de apă sunt diverse luni, cum ar fi luna Europa a lui Jupiter și luna Enceladus a lui Saturn. Din acest motiv, aceste luni se află în topul teritoriilor despre care bănuim că ar putea adăposti extraterestri. Dar de ce este apa atât de esențială? Apa se comportă în esență ca un lubrifiant care facilitează tot ansamblul de procese moleculare complexe care se petrec pe planeta noastră. Este considerată de asemenea și un solvent universal, unul dintre motive fiind faptul că apa în stare lichidă transportă substanțe nutritive dintr-un loc în altul și de asemenea faptul că se comportă ca un lichid cu capacitate de curățare. Apa este elementul cheie din mecanismul unora dintre cele mai esențiale procese. Așa că este ușor de înțeles de ce corpul uman este alcătuit din 60% apă. Apa acționează în mod specific în corpul uman prin reglarea temperaturii corpului, facilitarea digestiei, protejarea creierului și a măduvei, distribuția oxigenului, iar lista poate continua. Datorită autenticității și versatilității sale, nu ne miră faptul că NASA a venit cu strategia de a urmări apa în căutarea altor forme de viață. Din același motiv, este vitală determinarea climatelor planetelor pentru a afla dacă planeta posedă temperaturile necesare ca apa lichidă să poată exista. Cea mai ușoară cale de a afla acest lucru este prin verificarea dacă planeta se află în zona locuibilă din jurul stelei mamă. Planeta Pământ se întâmplă să se afle exact la distanțele potrivite față de Soare, iar pe baza acestui motiv este capabilă să susțină apa. Dacă totuși Soarele nostru ar fi un alt tip de stea, această rază de acțiune s-ar schimba și cel mai probabil Pământul ar fi un loc total diferit, cel mai probabil unul neprimitor. Dar poziționarea în zona locuibilă nu este totuși suficientă. Conform studiilor, atât Venus cât și Marte se află în anumite puncte de pe orbite la limitele zonei locuibile, dar doar o planetă din cele trei găzduiește viața. Trebuie să luăm în considerare de asemenea și atmosfera apropiată a planetei pentru a vedea din ce fel de gaze este alcătuită. Venus, de exemplu, este poziționată în colțul interior al zonei locuibile și posedă câteva dintre condițiile adecvate menținerii apei lichide la suprafață, dar nu în întregime, nu pe termen lung. Motivul este că atmosfera sa este compusă în principal din dioxid de carbon, ceea ce înseamnă că datorită efectului de seră, temperatura în medie ajunge la 462 de grade Celsius, punct în care apa poate exista doar în formă gazoasă. Prin comparație, Pământul se află la o distanță potrivită față de Soare și are o compoziție atmosferică favorabilă susținerii apei lichide. Planeta noastră este capabilă să susțină viața în timp ce Venus nu chiar. Mai este un lucru pe care majoritatea celorlalte planete nu îl îndeplinesc sau nu îl realizează atât de bine precum planeta noastră și anume reciclarea. Pământul este capabil să își recicleze și să își reutilizeze resursele naturale prin mai multe metode. Circuitul apei în natură permite curățarea naturală a apei și nu interferează cu ciclul carbonului, alt element principal care susține viața. Grosimea Pământului se datorează în mare parte plăcilor tectonice. Mișcarea unor secțiuni întregi din crusta Pământului contribuie la direcționarea și eliberarea dioxidului de carbon stocat înapoi în atmosferă, dar se mișcă de asemenea, redistribuie și facilitează alte procese chimice pe toată planeta. La cel mai înalt nivel, creează și distruge Pământ, asigurându-se că suprafața planetei se află constant în dezvoltare. Nimic de pe Pământ nu este lăsat să stagneze, iar totul face parte dintr-o gigantică mașinărie aflată în mișcare.
În cazul acesta, cercetătorii sunt de părere că plăcile tectonice sunt motivul principal pentru care planeta noastră se bucură de forme geologice atât de dinamice și de diverse, de la deșerturi secate, la oceane vaste și la jungle dense. Iar din acest motiv, plăcile tectonice ar putea fi motivul pentru care viața a rezistat atât de mult încât să apară forme de viață inteligente. În varietatea vieții se află putere și rezistență, iar acea varietate a fost posibilă tocmai pentru că Pământul se află într-o continuă schimbare. Poate că formele de viață din altă parte reprezintă ceva complet neînțeles pentru noi în forma noastră actuală. Ar putea fi pe punctul de a o descoperi sau s-ar putea să nu o descoperim niciodată, s-ar putea pur și simplu să nu existe deloc. În orice caz, acestea au fost motivele pentru care planeta Pământ este momentan singura planetă care poate susține viața. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!